Bine v-am găsit, dragi prieteni! Subiectul de astăzi în emisiunea noastră este despre acceptarea persoanelor cu nevoi speciale în societate și respectarea lor. Astăzi, împreună cu noi, este activist civic, jurist de profesie și președintele Asociației Obștești Egalitate, domnia sa, Radu Raicu. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Uh, Evident că subiectul de astăzi pe care noi vrem să-l discutăm în emisiunea noastră nu este atât de, știți cum, popular, nu este în vogă și cu toate acestea. Unii, sigur că își pun întrebări, dar uite, persoanele cu nevoi speciale, cine sunt, cum sunt, de ce ar trebui să fie în atenția societății noastre? Formatul emisiunii noastre, sigur că este un format al social-educativ, pentru că se adresează către populație pentru ca să atragă atenție și aduce în evidență multe subiecte și multe poate chiar și probleme. În cazul acesta vorbim despre uh, persoane cu nevoi speciale. Dumneavoastră fiind un activist civic și un președinte a acestei asociații egalitate, care la fel prevede persoanele cu nevoi speciale și știți, aș, v-aș invita ca să demarăm discuția noastră în această emisiune cu, eu știu, cu precizare, probabil, că cine sunt persoanele cu nevoi speciale, ci, Cine intră în această categorie de persoane, și de ce este important noi să atragem atenția, noi societatea civică, să atragem atenția la nevoile lor și la aceste persoane? Persoanele cu nevoi speciale, în primul rând, sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Articolul din Constituție stipulează că toți cetățenii au drepturi egale. Din acest considerent, noi cumva suntem cetățeni cu drepturi de pline, dar să ne uităm și de obligațiuni. Deci, în acest context, noi suntem cu drepturi egale față de persoanele cu abilități de pline. Aș vrea să spun că persoanele cu dizabilități sunt numai puțin abile și mai puțin cunoscute decât persoane cu abilități de plin, deoarece am avut chiar și în funcție în alte persoane cu dizabilități, am avut chiar și cetățeni de rând care s-au -au realizat pe parcursul vieții și au dovedit că pot fi utili societății noastre și comunităților din care fac parte. Bine, după câte am înțeles, din ceea ce spuneți dumneavoastră, persoanele cu nevoi speciale sau indivizi sau oamenii cu nevoi speciale sunt, în primul rând, cetățeni, ai, în primul rând, sunt cetățeni cu drepturi de pline în, în stat. Cu toate acestea, sunt oameni care sunt persoane care mai au nevoi eu știu, speciale în funcție de, eu știu, fiziologia sau anatomia sau, eu știu, alte lucruri care se întâmplă să le aibă astfel de persoane. Eu corect înțeleg? Da, sigur, independență de dizabilitate pe care o au. Sunt persoane cu dizabilități care sunt plasate pe categorii, și din acest considerent noi venim cu ajutor față de persoanele acestea noi trebuie să le ajutăm noi trebuie să fim mai atenți, mai indulgenți trebuie să fim mai corecți față de ei și deci trebuie să avem o atitudine egală față de toți participanții în procesul educațional și social din această societate hmm. uh, Când vorbim despre nevoi speciale Înseamnă că aceștia au nevoie mai multe sau au mai multe drepturi vis-a-vis -vis de ceilalte persoane? E... Înțelegi de ce eu pun întrebarea aceasta? Pentru că cineva poate să gândească, păi stai puțin, de ce unul este mai favorizat decât altul? E... Sau problema stă puțin altfel? Cei cu nevoi speciale sunt defavorizați în aceeași societate cu drepturile vis-a-vis -vis de aceleași drepturi comune. Da exact. Sau universale. da, exact. Cei cu nevoi speciale sunt defavorizați față de persoanele cu abilități de plin, deoarece noi avem drepturi, avem legi, ele sunt puse pe hârtie foarte corect, însă, din păcate, nu sunt implementate corect. Și asta ține de cetățenii care au funcții înalte, care au funcții publice, și trebuie ca aceste legi să le aplice în virtutea normelor juridice și a statului de drept. Evident, ca să înțelegem că organele sau organizații sau forum naționale, fie cele care legiu, legiuiesc sau nasc legi sau generează legi, sau cele care au grijă ca să fie implementate aceste legi, înțeleg că, din punctul acesta de vedere, formarea legilor se ia o persoană cu depline abilități, deci norme. Și acum se întâmplă că există și persoane cu nevoi speciale, în cazul dat. Aceștia trebuie să se complementeze sau să se suplineze prin anumite reguli, legi, pentru ca să se împlinească sau să ajungă la împlinirea și legilor lor. Nu-i corect? Înțelegem? Da, sigur, evident. Deci nu sunt favorizați? Nu, 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 nu sunt favorizați. Noi trebuie să-i ajutăm și să să-i capacităm ca să ajungă. Exact cum ați menționat și dumneavoastră, la nivelul persoanelor cu abilități de pline. Deci, în cunoștință de cauze și spre cunoștința tuturor, noi trebuie ca să facem în așa, în așa mod ca toți participanții la proces să aibă drepturi egale, obligații egale, și ca niciun par participant să nu fie discriminat indiferent de statutul pe care îl are. Hmm. Bine, uh, vedeți că acum câteva luni în Comitetul uh, Organizației Națiunilor Unite privind drepturile, drepturile persoanelor cu dezabilități sau cu nevoi speciale, uh, uh, sunt uh, prezentate, au fost prezentate sau luate în atenție multe lucruri, multe drepturi și în cazul acesta s-a discutat problema decădării sau lizării de drept pentru astfel de persoane. De ce și problema care s-a ridicat, de ce aceste legi sunt bune, deci aceste legi sunt bune, și nu întotdeauna ajung scopul său sau realizarea acestor scopuri. Pentru că dezamăgesc așteptările în cazul dat. Deci, când se emite o lege, în cazul dat, pentru că acestea sunt întemiate pe drepturile universale ale drepturilor omului, nu se observă nesatisfacerea în realizarea acestor legi. De ce? Cum De, vă gândiți? În opinia mea subiectivă. Nerealizarea sau nesatisfacerea acestor legi, în realizarea acest... sau nerealizarea lor, intervine factorul uman. Și asta datorită faptului că noi nu poziționăm toți participanții, cum am menționat anterior, nu poziționăm toți participanții pe picior egal. Noi, chiar când angajăm persoane în câmpul muncii, noi cumva uh, dorim să vedem dacă acest, aceste persoane doresc sau au aptitudini uh, ca să facă față acestui lucru. Sau, de exemplu, participanții într-un proces uh, echitabil, uh, uh, într-un proces de justiție, exact în felul următor. Participanții, de exemplu, în secția de votare. iar Iarăși, din nou, pentru ce acesta să voteze sau pentru ce, de ce acesta să meargă la muncă, când lui îi se acordă o indemnizație, o alocație și acesta este împlinit. Însă, nu este împlinit deoarece alocația sau indemnizația respectivă în primul rând, este insuficientă și chiar dacă, dacă ar fi suficientă, noi, noi avem dreptul la realizare, avem dreptul la opinie, avem dreptul la libera, libera exprimare, avem dreptul de a circula în toate orașele și satele Republicii Moldova, avem dreptul de a socializa cu lumea și din acest considerent, eu cred că ar trebui să pornim din aceste puncte de vedere. Deci, cu alte cuvinte, ca și orice altă persoană, deci omul sau persoana cu uh, nevoi speciale sau cu dezabilități, în cazul acesta uh, își revendică drepturile. Corect? La deplasare, la prezență și așa mai departe, așa cum a spus dumneavoastră, la multe, multe drepturi, care sunt, de fapt, drepturi fundamentale uh, ale drepturilor omului uh, și sunt generale. Dar uh, acum vorbim despre faptul că aceste drepturi trebuie să fie revindecate sau trebuie să fie. Nu, probabil că nu corect zic eu, revindecate, E ca și cum au fost lipsite. Nu. Ci trebuie să fie împlinite, împlinite. Trebuie să fie realizate. Împlinite, respectate, respectate. Și, rea și realizate. Și prin aceasta sunt anumite procedee prin care, de fapt, se realizează chestia asta. Desigur, tot procesul nu ia naștere de la început, și adică am crezut că acum ia naștere un copil, a crescut și deja din peste 2-3 ani de zile este student la universitate. Nu. Aceasta este un parcurs mai lung, este un parcurs mai amplu, însă noi trebuie să ne conformăm standardelor europene și standardelor naționale. Trebuie să realizăm drepturile și în virtutea faptelor că pe lângă drepturi avem și obligații, noi trebuie să plasăm cumva echitabil drepturile cu obligațiile. Și din acest considerent, noi vrem ca să facem o societate inclusivă, mai aproape de oameni, mai aproape de persoane cu nevoi speciale, persoanele cu dizabilități, mai aproape de cei mai în vârstă ca noi. Hmm. Uh, interesant. Vedeți că um, sunt diferite categorii de dizabilități, în cazul da. Da, exact. Sunt dizabilități bine și se, se, se așează sau sunt clasificate după grad și după formă. Ei. Pentru că există dizabilitate fiziologică, da? mă refer da, acum la anatomică. Da. Există dizabilitate psihologică sau psihică, există dizabilitate funcțională. Deci, e, e, și acestea sunt foarte diverse pentru că așa suntem în lumea noastră și sunt unicale. Dar, cu toate acestea, se încearcă să se clasifice cu persoane cu dizabilități nu fizice. Noi asta înțelegem, da? Deci care se reflectă asupra se se asupra funcționalității fie depline sau fie nedepline, fie partea superioară a corpului somei umane sau, din potrivă, inferioară și așa mai departe. Și de aceasta depinde și, sigur, că nevoile, nevoile acestora. Spuneți-vă, vă rog, luând în considerare această diferență, divergență sau, eu știu, diferita, diferita nevoie, se duce cont pentru fiecare? Nu nu, nu, nu se duce cont pentru fiecare și nu ar trebui să se ducă cont pentru fiecare în parte, deoarece fiecare persoană este unicală, mm -hmm. și, dar se ia în funcție de categorie, după cum ați menționat și dumneavoastră, însă principalul este ca să tratăm aceste persoane din categorie respectivă, să le tratăm, pe poziții egale, după măsura posibilităților, după cum pot ei să-și gestioneze lucrurile interne, lucrurile personale, să-i adaptăm ca să poată să-și facă viața personală singură, ca să se autodeservi, să facă un lucru, spre exemplu, în grădină sau un lucru manual, adică cumva trebuie să îi adaptăm cerinților ca și un om ă, simplu? Eu înțeleg, în cazul dat, și cineva poate să obiecteze și să zică: știți, e diferență, totuși. Păi nu pot să. Eu, problem, Deci, nu la același lucru poți să accepți să. Exact. Independență, independență de dizabilitatea respectivă și de exact. posibilitatea persoanei ca să exercite lucrul respectiv. Nu? Spre exemplu, înțelegem noi că cineva are probleme sau dizabilități anatomice sau fiziologice. Evident că se adaptează. Dar una din problemele grave care există în societatea noastră este integrarea în comunitatea noastră, nu numai a persoanelor cu dizabilități fiziologice sau fizice, ci persoanele cu dizabilități intelectuale sau psihosociale. Da, exact. Uh, încadrarea acestora în câmpul de muncă, uh, uh, cum s-ar realiza? Cum este? Că și aici este, sunt particularități care ar trebui să fie, să se ducă cont. Există progrese? Există recomandări în privința acestea? Există progrese? Da, sunt mici, dar există. Pentru că persoanele cu dizabilități psihologice ei sunt cunosc personal persoane care au lucrat uh, la uh, asamblarea cablajelor la o zonă, la o zonă de cablaje, uh, apoi au lucrat la metro, uh, la împachetarea produselor și adică e, sunt niște momente care uh, salutabile pe care le iau în considerație cei care exercită puterea și cei care sunt responsabili iau în considerație persoanele cu dizabilități. Mai mult ca atât, există în societatea noastră persoane care sau an, a, întreprinderi sociale care învață persoanele cu dizabilități cum să se descurce în viață. Spre exemplu, departe de dumneavoastră avem în satul Răzeni, Raionul Loveni, avem una, o asociație unde face antreprenoriat social și pe lângă aceasta și-a deschis uh, o școală de meserie, așa să zic, unde persoanele cu dizabilități învață cum să exercite meseria de bucătar, ajutor de bucătar și de chelner. Și adică mulți au uh, studiat uh, această meserie și mulți au ieșit cu certificate ca apoi să se angajeze în câmpul muncii. Hmm. Evident că noi suntem, hai să zic, societatea în cazul dat, probabil că vede și cred eu că îi vede persoanele cu nevoi speciale ca o povară pentru societate. Eu nu vreau să zic acum lucruri să cumva să denigrez dar, sau să întunec lucrurile, dar cineva e o problemă. Deci pentru că a vorbit despre persoane cu dizabilități sau cu nevoi speciale, este una să vorbești și alta, deci să vezi cu ochii tăi să fii din familia ta, să fii în, în implementa să fie să, să aibă incluziune socială. Pentru că la ziua de astăzi eu înțeleg că cineva poate să zică, știi, știți le dăm cât le trebuie bani, le dăm niște, știu, compensații. Doar să ne dea pace. Da, pace. să lăsăm pe ei acolo, stau undeva, putem să-i rezervăm, să-i să punem niște rezervații între ei. Oare în aceasta constă ajutorul și înțelegerea nu. pentru aceste persoane? Nu. Oare da. stă problema numai în, eu știu, în bani? Nu, nu stă problema în resursele financiare. Problema stă în comunicare, în socializare, în ceea ce ține libertatea de exprimare, în ceea ce ține libertatea de întâlniri. Și adică sunt mai multe aspecte de acest gen pe care persoanele cu abilități de pline le au și ei, adică, au posibilitatea ca să-și exercite aceste drepturi, însă persoanele cu dizabilități sunt mai care sunt, nu că sunt mai limitați în drepturi, dar sunt mai limitați în posibilități de a-și realiza drepturile respective din acest considerent, noi persoanele cu nevoi speciale venim și către autorități, către societate în general, venim cu rugămintea ca să fie susținuți să fim susținuți, să fim cumva acomodați în societate și e, spre bucuria noastră e, există progrese, progresele sunt mici, dar ele există și cumva noi ne bucurăm pentru aceste progrese. Da, nu este totul realizat 100%, dar noi ne, realiz noi ne bucurăm deoarece pas cu pas, încet cu încet, încetul cu încetul, adică noi facem ca totul să fie bine în societatea noastră. Deci, în afară de uh, nevoia aparentă, da? deci de exemplu, fiziologică, de a ajuta, de... deci persoanele cu nevoi speciale mai au alte nevoi. Nevoi care nu se văd. Nevoie emoțională, de de socializare, de realizarea personalității, o nevoie intelectuală, pur și simplu, a discuta cu cineva, o nevoie de a face studii sau să aibă acces la cercetări științifice și așa mai departe, la, eu știu, la un progres anumit, pentru că este o persoană, este un individ, pe deplin și cu nimic, cu nimic nu se deosebește de celelalte, în afară de, eu știu, o nevoie aparentă, dar în restul au aceleași nevoi. Și da, e egale. da este, este corect ceea ce spuneți. Eu cunosc persoane cu dizabilități care s-au realizat în societatea noastră, ele activează și până în prezent, ele sunt active și civic, și în, modul, în sectorul public și privat, și acest lucru ne bucură, deoarece ei sunt pentru noi un model în care să ne continuăm parcursul vieții și să zic, într așa, în această idee, ei sunt pentru noi uh, ca, uh, ca, niște icoane, așa să zic, ca niște, uh, ca precum este mama pentru noi, așa sunt și acest, acest, aceste persoane care ne sunt un exemplu. Iată care este și sunt persoane care au ajuns doctor în drept, doctor în istorie, sunt persoane care au ajuns deputați, au ajuns prim-ministri, președinți de țară, adică noi îi avem ca exemplu pe ei. Și îi încurajează sigur. Da, timp. și aceste, aceasta încurajează pentru ca persoanele cu dizabilități să se realizeze, deoarece noi când îi vedem pe aceștia, că s-au realizat, noi primim un impuls și e, spunem în felul următor, dar de ce nu aș putea fi și eu în locul persoanei X? Deoarece de ce ea poate, dar eu nu? Și încet cu încet, adică mergem pas cu pas, ne realizăm. Uh, vor, știți, în uh, societatea noastră sau în spațiul nostru uh, există un proces, un proces de dezinstituționalizare. Dezinstitu dezinstitu Uh, și dacă vorbim despre acest fenomen uh, social, politico-social, uh, nu pare el un fel de băț cu două capete pentru persoanele cu nevoi speciale sau pentru persoanele cu dizabilități. Așa. Pe de o parte, orice persoană se simte mai bine în comunitate, deci împreună, decât, decât într-o într instituție rezidențială. Înțelegi despre ce, de ce vorbesc. Dar, pe de altă parte, o deocamdată serviciile speciale care ar putea să-i satisfacă sau să au meniri ca să satisfacă nevoile lor. Și acești om, oameni ajung într-o deficiență de integrare în societate. Da, sigur, așa, așa este. Pentru că, cumva, dezinstituționalizarea respectivă este și în beneficiu persoanei cu dizabilități, dar și în detrimentul acesteia. Și vreau să vă explic de ce. Este în beneficiu ei pentru că, cum ați menționat și dumneavoastră, se, ea se, își realizează dreptul în societate, dar este în detriment deoarece persoana până la momentul respectiv a fost instituționalizată și, nu și aș, e, o, e o instituție specială da, este o instituție adaptată, spe, la, adapta, adaptată da. la nevoie este o instituție și persoana în afară de instituția respectivă nu a văzut nimic și ca să se adapteze la, la comunitatea din, respectivă din care, fac, din care facem parte noi e, este foarte greu din acest considerent eu consider că trebuie ca această reformă, ca acea, acest mod de a dezinstituționaliza persoanele cu necesități speciale să se facă treptat, nu peste noapte. noapte sau în grabă. Înțelegeți, este, și aici trebuie să calculăm timpul, trebuie să facem exact ca să nu aibă de suferit, pentru că știți care este cel mai tragic? Cel mai tragic este că în urma reformelor respective de dezinstituționalizare, să nu aibă de suferit persoana cu nevoi speciale. Asta noi ne dorim. Adică de a face bine și prin binele acesta de fapt se face mai rău. Da. Exact. Și asta este problema. Asta este problema. Deci, dacă eu corect am înțeles, dezinstitu dezinstituționalizarea este un proces corect, bun. Da. Dar acesta trebuie să fie foarte bine echilibrat, reglementat și, în același timp, știți cum, pornește dintr-un punct, dar trebuie să ajungă în alt punct, dar acolo trebuie să fie pregătit și astfel să nu sufere însăși persoana. Dar altă dată se întâmplă că este în, în detrimentul binelui sau beneficiarului acestei, eu știu, acestui fenomen? Da, eu pot să vă dau și exemple. Spre exemplu, în uh, raionul Hâncești avem persoane cu nevoi speciale care au fost, pe parcursul a 20 ceva de ani, au trăit într-o instituție, într instituție de, instituționalizată și acum lor, uh, ei și-au creat o familie. Și acest fapt ne bucură foarte mult. Dar, stând la discuții cu persoana respectivă, persoana respectivă chiar m-a informat și mi-a spus: Mie mi-a fost foarte dificil ca să mă adaptez în societate, pentru că, pe, pe toată perioada vieții mele, eu am fost în instituția respectivă. Eu nu am mai văzut nimic, dar e treptat, treptat pe parcurs, persoanele în cauză s-au adaptat și au format o familie, mai mult ca atât au deja și doi copii. Da, înțeleg că aici e un cerc vicios deci are nevoie, este institu instituționalizat, este integrat într-o societate instituțională unde li se asigură, eu știu, nevoile, să, să, să fie compensate nevoile speciale și, în același timp, nu sunt adaptate în societate. Pentru că altceva nu cunosc decât ceea ce este în jur. și e, se deprinde, înțelege cum să trăiască, cum să se realizeze aici, într-o instituție specializată. Și apoi nu poate să sau evite sau este, creează o problemă um, um, traiul sau realizarea sau eu știu, exact. exist, existența acestei persoane într-o societate, eu vă zice, normală, hai să zic. Cei care au cu nevoie de pline sau sunt de, de plini, fără nevoi speciale. Evident, dar cum credeți, care ar trebui să fie și atitudinea societății vis-a-vis -vis de treaba asta? Aici vreau să adaug o remarcă. Cei ce ține de cum ați menționat, dumneavoastră, că au și a fost pus în discuție problema că au ei nu pot, adică să se realizezi din cauza că au fost în instituția respectivă. Exact la fel facem o paralelă și cu persoanele cu abilități de pline care nu au ieșit din granița Republicii Moldova. Exact ceea și au văzut. Au văzut doar ceea ce este aici. Dar peste hotarele Republicii Moldova, un pic situația este mai altfel într-o parte este într-un mod, în altă țară este în alt mod și de aici se creează și comparația. Bine, dar ați întâlnit în practica dumneavoastră pentru că dumneavoastră sunteți președintele asociației obștești de da. egalitate, persoane care nu vor să părăsească instituția. Sunt astfel de persoane, persoane care știți un pic sunt mai greu de convins deoarece ei s-au deprins, s-au învățat acolo și acolo ei acolo le este casa, mulți chiar au menționat că eu de aici nu mă duc, că aici mi este casa, aici am, m am născut, aici am crescut, aici am trăit. Dar persoanele respective sunt motivați, cu părere de bine, sunt motivați de către societate, de către instituțiile statului, sunt motivați pentru a ieși din instituția respectivă? Da, înțeleg, pentru că lucrul acesta îi sensibilizează și societatea, dar cineva poate să zică, știți, ne trage progresul înapoi și lucru acesta n-ar trebui să-l înțeleagă ca un detriment, ci din de potrivă un avantaj. Este un progres. Un progres pentru că împreună vom merge împreună. Adică împreună se vor realiza un progres în societate. Da, sigur. Este un e... alt pas, un alt nivel. Da, desigur. Rămânerea în instituția respectivă sau în cercul respectiv, din potrivă, noi nu progresăm, dar noi regresăm. Și din acest considerent, societatea împreună cu administrația publică locală și cea centrală, împreună cu activiștii civici, cu ONG-urile, noi cumva venim în schimbarea opiniei publice și nu numai a opiniei publice, dar a opiniei în general. Pentru că trebuie să arătăm și lucrurile pozitive și lucrurile mai puțin pozitive, dar într-un final trebuie să facem concluzii. Da. Simofoarele sunt însoțite de semnale sonore și asta observăm pentru că tot mai des și mai des întâlnim astfel de semafoare. Noi asta înțelegem că este o absolut o practică normală în orice, în orice societate civilizată De ce în Republica Moldova e o întârziere de implementare și Vorbesc nu doar despre semafoare, ci și despre un acces elementar în instituțiile uh, publice. Dacă să ne referim la semafoare, uh, este un lucru salutabil faptul că în ora și în orașele mari, precum sunt Bălți, Cahul, Căușeni, s-au implementat sau instalat aceste semafoare, însă cu părere de rău și din păcate semafoarele respective nu sunt sonorizate în regiuni. Și chiar și aici, în municipiul Chișinău, noi cumva avem semafoare sonorizate, dar aceste semafoare sunt instalate doar prin centrul capitale. La periferie, astfel de semafoare noi nu avem. Și din acest considerent, o persoană cu dizabilități de văz și de auz, adică nu poate să traverseze strada, nu poate să, mai mult ca atât, accesul uh, de la stradă uh, în partea aia -ă pe trotuar, uh, trebuie să existe o pantă și panta respectivă nu există. Uh, nu este mult, însă pentru o persoană cu dizabilități este un lucru foarte util și foarte benefic pentru ca să fac realizeze accesul. Ceea ce privește despre uh, realizarea accesului în transportul public, uh, în municipiul Chișinău și în Bălți avem uh, troleibuzele respective care uh, unele sunt adaptate, altele nu. Însă, din păcate, aici refle reflectă atitudinea persoanelor și a personalului care Activează în m, compania dată, deoarece m, atitudinea acestora, câteodată, m, noi întârziem în grafic chestii. Noi nu putem să deschidem. Asta justificările vorbesc. Da, de se, justificări. se, se justifică într-un mod, hai să zic așa banal, pentru că, din considerentul respectiv, persoana cu dizabilități. Acum este cald, dar nu de-a domnul, vine frigul sau, de exemplu, zăpadă, ploaie. Persoana cu dizabilități poate suferi mult mai mult din cauza că ea rămâne în drum. Da. Evident că atitudinele societății, dar ca asociații obștească, ce faceți pentru ca să schimbați aceste atitudini? Uh, în practică, nu numai, da, nu numai noi, dar și toate asociațiile obștești sensibilizăm opinia publică, sensibilizăm uh, persoanele cu abilități de pline, sensibilizăm uh, societatea ca cumva să ne schimbăm atitudinea față de persoanele cu nevoi speciale. Și nu vreau să aduc critici nimănui, și nu, nici nu vreau să vin cu laude. Însă acest lucru reușește, da, un pic cu întârziere, dar reușește. Deci, să nu fim catalogați că, uite, nu se realizează reforma privind incluziunea socială. Ea se realizează, dar un pic mai greu. Și totul depinde aici de fiecare persoană în parte și de. de pentru că fiecare persoană în parte și toți luați împreună, adică facem un tot întreg, care uh, schimbăm atitudinea și atitudinea față de persoana cu, persoanele cu dizabilități și față de noi, nu numai a persoanelor cu dizabilități în raport cu persoanele cu, cu abilități de pline, dar schimbăm atitudinea întregii societăți globale față de o persoană juridică sau fizică. Ați amintit despre incluziune socială. Există astăzi, sigur, că programe chiar uh, guvernamentale, da, exact. naționale și internaționale de incluziune. Incluziunea, uh, mă refer acum, se referă la persoane cu nevoi speciale și să fie incluse în societatea, uh, societatea unde se află, exact. cu, având toate drepturile. Oare este suficient doar schimbarea atitudinii sau trebuie și, eu știu, să dispară, aș zice eu, prejudecăți? Că cred eu, cel mai, cea mai mare problemă nu este doar implementarea, ci este o luptă cu prejudecățile. Da, sigur. Și noi... cu, ce, cu ce prejudecăți Vă întâlniți dumneavoastră, vă loviți dumneavoastră în practica ca jurist, ca președintele acestei asociații, egalitate. Noi trebuie să depășim aceste prejudecăți, spre exemplu, catalogarea persoanelor într-un mod un pic mai, să zic nu barbar, dar într-un pic mai agresiv numirea acesteia în loc de persoană cu dizabilități calic sunt anumite cuvinte care nu corespund statutului în care ne aflăm noi și adică acestea sunt prejudecățile care cumva noi ar trebui să le eliminăm înțelegeți? Între noi trebuie să existe o atitudine echitabilă o atitudine înțelegătoare, deoarece toți avem dreptul la libera exprimare, la libera circulație, la dreptul la educație, la incluziunea socială și trebuie să fim corecți unii cu alții. Acesta este mesajul nostru a tuturor persoanelor cu nevoi speciale. Ați vorbit anterior despre transportul public. Dar există oare programe sau, eu știu, posibilități pentru transport personal? Pentru persoane cu dizabilități sau persoane cu nevoi speciale? Da, programe nu există, din, din păcate. Pentru, spre exemplu, pentru ca o persoană cu dizabilități să-și facă sau să-și perfecteze un permis de conducere, este un pic aici mai diferit deoarece dacă în municipiul Chișinău noi avem e, școli auto specializate pentru persoane cu dizabilități, avem e, automobile specializate, din păcate în teritoriul, chiar și în orașele mai mari, acestea lipsesc. Și aceasta este o problemă e, majoră, deoarece fiind persoană cu dizabilități, în municipiul Chișinău, o persoană în scaun rolant, Poate să se deplaseze singur și a luat căruciorul, l-a pus în port bagaj, s-a suit la, cu ajutorul cuiva, evident, s-a urcat la volan și s-a dus la destinația unde are nevoie. Însă, în Raioane, aceste automobile, până când nu au ajuns și cumva asta este o problemă, deoarece noi îngrădim un drept. Acesta este un drept îngrădit. Cu atât mai mult uh, există uh, automobilele respective pe care noi le avem spre exemplu în municipiul Chișinău dotate pentru persoane cu dizabilități, noi nu putem să le procurăm personal din saloanele auto. Noi trebuie să le adaptați. Adaptăm nevoilor cu nevoilor speciale, persoanelor cu nevoi speciale și nu vrem, nu dorim să părem, adică cumva umiliți sau să umilim pe cineva sau cumva să fim tratați cu milă. Noi nu cerem milă de la nimeni. Noi cerem ca să fim tratați toți în drepturi egale. Noi nu ne victimizăm. Noi mergem Pas cu pas, noi venim în întâmpinarea societății. Noi suntem acei care am rămas și am fost de la naștere și până în prezent și în continuare comportamentul nostru acesta va fi. Din acest considerent, noi și venim cu mesaje de înțelegere, de împăcare, de cumva ca să fim amabili unul cu altul, ca să nu fim agresivi să fim și un, un lucru important să fim cinstiți și sinceri. Asta este important. Sigur, și permisul, obținerea permisului și da, cineva poate să aibă și destule resurse pentru ca să financiere, ca să-și asigure un transport. Cred că și cei care se deplasează sau participanții în trafic ar trebui să fie mai îngăduitori față de astfel de persoane și trebuie să aibă probabil că și niște semne, eu știu, pe automobile, care să indice faptul da, că exact. aici, au nevoi speciale. Aici de, ca să nu ne plasăm cumva în... Ca să nu ne plasăm cumva în în persoana cu dizabilități, în pielea persoanei cu dizabilități, eu aici o spun și altfel, pentru că depinde și de persoane cu dizabilități. Persoana cu dizabilități, am întâlnit cazuri când persoana cu dizabilități era cu dizabilități, dar automobilul respectiv nu avea semnul respectiv uh, că este persoană cu dizabilități. L-a parcat într-un loc unde era destinat persoanelor cu dizabilități, și adică ulterior a avut uh, niște neplăceri. În acest considerent, adică trebuie să fim corecți toți participanții în proces. Adică vreți să spuneți că chiar și persoana care este în cauză, tot la fel nu și-a împlinit și ea cumva da, sigur, exact. Anumit, uh, știu, uh, regorii ale legii în care Da, putea exact ca să și, de... de exemplu, după ce obții permisul de conducere, da. trebuie să instalezi pe, pe partea din spate a mașinii, acel semn a exclamării, ca, ca lumea să observe că tu ești începător. Mm -hmm. Și dacă persoana respectivă nu și-a instalat semnul respectiv de circulație, deja este o încălcare. Încălcare de lege. Chiar și pur și simplu o simplă indicare sau un semn, o semnalizare. Ce spuneți despre integrarea în câmpul de muncă? Integrarea în câmpul de muncă se realizează. Vreau să spun că se realizează încet, dar sigur. Și aici avem două părți, iarăși, din nou. Avem angajatorul și avem angajatul. Avem angajatorul care vine cu oferta și avem angajatul care deja, în dependență de posibilități, Aplică la locul de muncă și este încadrat în câmpul muncii. Vedeți, când vorbim despre angajat și angajator, neapărat vom vorbi despre un contract, un contract de muncă. Pentru că cel care angajează are anumite așteptări și cerințe contractate vis-a-vis -vis de cel care realizează. Și aici este, eu știu, poate anumite prejudecăți, chiar și temeri, că cel care va angaja un, o persoană cu dezabilitate, sau cu nevoi speciale, este sub o protecție specială vis-a-vis -vis de, sau, mă rog, sub o paravană specială a legii, legislației uh, pentru, în, mă rog, în țară sau în instituții. Sau. Și în cazul acesta el riscă să, știu, dacă nu îndeplinește contractul, persoana cu dizabilitate, cu dizabilitate nu îndeplinește, eu știu, condițiile condițiile contractului atunci persoana cea care a angajat poate să riște, zice băi, mie îmi trebuie treaba asta că după aceea eu nu știu ce am să fac înțelegeți în mi-a să ce vreau să zic? Am înțeles. pentru că în cazul acesta în societate se devizează societate din cei care se angajează cu nevoi speciale și cei care angajează și uh, iată, uh, uh, discuția aceasta sau, eu știu, uh, uh, relația aceasta trebuie să fie cumva rezolvată și distanța aceasta, uh, uh, eu știu, prin compromise sau prin anumite lucruri, pentru ca nu cumva să sufere nici unul, nici altul. Păi, din acest considerent, vreau să, vă, să explicăm tuturor celor ce ne vizionează că... Uh, este în contractul de muncă, este un așa compartiment care se numește negocierea. Te-ai dus la angajator și negociezi cu el. Uite și îi spui, eu, spre exemplu, am abilitățile astea, astea, astea. Eu pot munci 2, 4, 6, 7 ore. Adică, din acest considerent, și angajatorul deja ia o decizie. Adică nu din start am plecat și am scris ce și am fost acceptați. Există o, o fază de negociere, de precontract, așa să zic. Pentru că negocierea este foarte importantă în semnarea unui contract. Dacă nu ai negociat corect, deja trebuie să-ți asumi răspunderea respectivă. În cazul acesta și angajatorii tot sunt apărați de lege Da, exact exact. și angajatorii sunt apărați de lege ca cum sunt apărați și angajații și toți, adică sunt pe picior de egalitate în înfăptuirea justiției Noi cumva trebuie să ne conformăm și să respectăm legislația muncii aia Asta este mesajul nostru, că trebuie să ne conformăm și să respectăm legislația muncii. Din asta este opinia noastră a persoanelor cu dizabilități, opinia celor ce, adică, sunt încadrați în câmpul muncii și doar așa vom realiza un drept al persoanelor cu dizabilități care sunt cumva... Și ne vom bucura împreună ca să nu fie discriminați și ca să nu fie în detrimentul acestora angajarea în câmpul muncii. Bănuiesc, adică înțeleg că există legi ce favorizează, eu știu, angajații care au astfel de persoane, care angajează. Pentru că știți, nu poți să emiți o lege în care să îi impui pe angajatorul să angajeze astfel de uh, persoane. Contractul pe care îl au ei, sigur că trebuie să favorizeze cumva pe angajator în cazul în care uh, știu uh, angajează o persoană cu dizabilități sau cu nevoi speciale. Uh, știți, uh, aș fi vrut să pun o întrebare la finele emisiunii noastre. Și n-aș fi vrut să o luați, așa știți, la pers personal. Dar, cu toate acestea, este un lucru care ar trebui să-l discutăm. Spuneți-mi, în practica dumneavoastră, v-ați întâlnit cu vreodată sau ați fost victima unei discriminări sau discriminării și confruntându-vă cu astfel de, știu, problemă. Cum, cum vedeți dumneavoastră rezolvarea ei sau soluționarea? Da, cum am menționat, da, am fost victima discriminării, dar cum am menționat și anterior, și o să menționez și în continuare, totul se rezolvă pe cale pașnică, pe cale amiabilă, doar prin negocieri, prin concluzii, prin discuții și. Prin, hai să zic așa, să stăm la o masă comună ca să vedem, prin, care, dialog. prin dialog ca să vedem care este problema. Care este problema și mai mult ca atât, problem, problema dacă este depistată, noi trebuie să găsim și o soluție. Și trebuie soluția respectivă să o implementăm. Adică vreți să spuneți că alte date problemele sau neînțelegere sunt datorită faptului că oamenii nu s-au înțeles unul pe altul? Da, nu discută, nu, nu se înțeleg, oamenii cumva evit discuțiile, evit liberarea exprimare și adică fug unul de altul, Ace, asta este tot, tot problema. Deci, Primul lucru, primul pas în astfel de conflicte sau eu știu, nici eu eu nu zic conflicte, ci situații sau discriminări, hai să le numim așa, primul pas este discuția. Și Sigur. discuția din perspectiva. În, în orice situație, primul pas -hmm. este discuția. Discuția, libera exprimare, participarea tuturor participanților la proces și înțelegerea, deoarece dacă noi nu o să avem e, discuție, totul deja eșuează. Deci soluționarea vine în urma discuției. Exact. Fiecare parte își zice sau spune chiar problemele dacă, sau, eu știu, așteptările sau nesatisfacerile. Chiar știu? da, da, exact. Chiar dacă, spre exemplu, în urma discuției nu a fost găsită o soluție, dar deja este un prim pas. Hmm. Pentru că, ulterior, deja persoanele se vor mai așeza încă o dată la masa de dialog și vor discuta. Dar, evitând discuția, deja noi nu găsim soluții. Hmm. Aveți ocazii dese cu astfel de soluționare a problemei de discriminare? Da, sunt, sunt ocații, sunt, este, adică sunt multitudini de situații, sunt situații în care sunt discriminări pe diferite criterii și pentru că există și etnie, rasă, gen și așa mai departe, adică, dar noi cumva și, și dizabilitate, dar noi cumva găsim un compromis, deoarece toți locuim sub aceeași umbrelă, numită Republica Moldova, numit oraș Chișinău, numită o comunitate și cum ar părea fiecare țară și avem o țară și țara noastră ne întâlnim foarte des între noi. Mulțumim mult pentru că ați fost împreună Mulțumesc cu noi în această emisiune. Noi am vorbit astăzi despre acceptarea persoanelor cu nevoi speciale în societate și respectarea lor. Și în platoul emisiunii noastre a fost domnia sa Radu Raicu, activist social, jurist și președintele Asociației Obștești Egalitate. Cu siguranță că avem multe provocări în viața noastră. Dar de fiecare dată vom fi evaluați după faptul cum noi, ce atitudine avem sau cum ne adornăm față de persoanele cu nevoi speciale. Pentru că oricând poate să întâmple să trecem și noi în această categorie. Dumnezeu care ne privește, ne iubește, ne iubește pe toți în egală măsură. Sunt Anatolii de și vă spun la revedere până data viitoare.